de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Mesagerul de Neam, știri din Neam, nu pot începe emisiunea cu bună dimineața, că nu este bună deloc. Ceea ce orice om cu mintea la cap anticipa, mai puțin probabil o parte dintre liderii slabi politici din zona occidentală a lumii, s-a întâmplat. Putin a dovedit că nu și-a mobilizat armata în jurul Ucrainei doar pentru exerciții militare și a atacat direct statul ucrainean, fără niciun fel de remușcare, nu putem vorbi de remușcare, niciun fel de scrupul, spunând previzibil că suntem atacați și de aceea noi, războiul se apropie tot mai mult de noi și ei atacă în Ucraina. Partea proastă a lucrurilor este că nu se oprește în zona celor două republici separatiste, sunt focuri de armă și explozii în Kiev, Harkov, Dnipr, Odessa, care este foarte aproape de noi, ci că ar fi și atacuri țintite asupra mai multor aeroporturi, inclusiv cele din apropierea graniței cu Polonia. Deci, practic, două țări NATO, Polonia și România, au la granițele lor în acest moment bombardamente, trupe sovietice pregătite de luptă la nivelul maxim. O să spuneți, avem coperta NATO, suntem foarte acoperiți, ne spun liderii noștri că zice, niciodată România nu a avut asemenea garanții de securitate. Dacă privim în istorie, lucrurile sunt extrem de discutabile. Mi-aduc aminte ce garanții de securitate a avut Polonia în 1939 și ce a urmat după atacul asupra Poloniei. Adică cu toate garanțiile de securitate, Polonia a fost practic distrusă în al doilea război mondial, pentru că garanțiile s-au activat, dar războiul a avut loc pe teritoriul Poloniei. Și n-a fost distrusă și atacată doar de Germania, ci și de Rusia, pentru că funcționa pactul Molotov-Ribbentrop. Deci istoria ne spune că aceste garanții funcționează doar ca să fie statele celelalte solidare cu tine când începe un război. Dar noi suntem la granița NATO, la granița Uniunii Europene și în caz de, Doamne ferește, un război, teritoriul de război va fi, în primul rând, țara de la graniță. Să sperăm că, până la urmă, rațiunea își va face loc, deși e greu să vorbești de rațiune, având pe de o parte un lider autoritar care ia tot mai mult din comportamentul vechilor țari și niște lideri politici depășiți de situație, mulți dintre ei care au probleme acasă. Despre Biden ce să vorbim? Este greu de crezut că Biden conduce America. Deci America este condusă de cei care sunt în spatele lui Biden și îl țin în viață, ca să spunem așa. Îl țin viu. În Germania a plecat doamna Merkel și lucrurile se văd din avion cum stau. În Franța, domnul Macron încearcă să se facă văzut. Probabil că va fi singurul care va avea contact direct cu Putin, din motive care țin de vechi realități istorice. Dar pentru noi, pentru români, important este ca
războiul să nu depășească granițele Ucrainei. Sau să nu vină spre granițele noastre sau ale Poloniei, pentru că indiferent dacă este atacată România sau Polonia, se activează celebrul articol 5, cred că, și începe războiul. Vom vedea ce va fi. În măsura în care de la Piatra Neamț putem să vă informăm, vom încerca și acest lucru. Dar totul seamănă cu un blitzkrieg, un atac masiv, total, asupra unei țări care, culmea, are o capacitate militară destul de bine pusă la punct. Mare parte a ei de sorginte sovietică, rusă, pardon, și va fi urât, pentru că cele două țări au, sau cele două popoare, au antecedente sângeroase, foarte sângeroase, de-a lungul istoriei. Acum, să ne oprim cu acest subiect. Sincer, nu face plăcere nimănui să vorbească despre așa ceva. Este începutul unei epoci care va fi marcată de asemenea evenimente. Să nu credeți că chiar dacă se încheie acum un armistițiu, o pace, o înțelegere, cum vreți dumneavoastră, Putin se va opri. Nu. El are câteva puncte pe care le va urmări cu obstinație. Dacă obține acum Mariupol, orașul Mariupol, practic face legătura între provincii ocupate de ruși și stabilizează foarte tare bazele lui militare din zonă. Și dorința lui este ca să nu mai aibă vecini cu armament NATO. Asta e. Vom vedea ce se va întâmpla. Să ne întoarcem la ale noastre din Neamț. În această dimineață trebuia să fie invitat în emisiune domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. În momentul în care am văzut că domnia sa face o conferință de presă de la ora, nu știu, 12, dacă nu mă înșel, am hotărât să nu facem emisiunea cu domnia sa astăzi, din respect pentru colegii din presă, pentru că inevitabil am fi discutat subiecte care urmau să fie atinse și în conferința de presă și nu este fair până la urmă. A înțeles și domnul primar de ce am renunțat la această emisiune. Ne vom întâlni cu altă ocazie și vom detalia subiecte care țin de municipiul Piatra Neamț. Până atunci însă să spunem că, având în vedere ce proiecte sunt pe ordinea de zi a Consiliului Local din data de 28, astăzi, în conferința de presă, nu pot fi ocolite câteva lucruri. Primul lucru care nu poate fi ocolit este cel privitor la parcări. Nu la societatea parking, la parcări. Sunt trei proiecte care au legătură cu parcările, vor fi noile tarife prezentate. Ce nu s-a prezentat foarte clar până acum este faptul că pentru locurile de parcare, sau cel puțin pentru ele, pentru o parte dintre ele, vor trebui organizate licitații. Va funcționa probabil un drept de preemțiune pentru cei care ocupă acum locuri de parcare, după care restul vor fi scoase la licitație. Primăria va avea de făcut o muncă imensă, sunt vreo 17.000 de sau 16.000, nu știu câte contracte de parcare, toate trec în administrarea directă a primăriei, nu mai este parking cel care le administrează. Lucrurile ar fi cu bune și cu rele în avantajul primăriei, în sensul că vor încasa nu 40% redevența, ci vor încasa toată suma pentru parcări, din care vor fi scăzute salariile și probabil vopseaua care se folosește pentru marcaje. Și ar trebui ca banii respectivi pe zone, în funcție de numărul de parcări, să fie investiți tot în parcări, dar de data asta parcări moderne. Eventual, amenajarea de parcări chiar supraetajate, unde se poate.
Problema care trebuie lămurită azi în conferința de presă și noi vom întreba asta fără discuție este cum s-a ajuns în mijlocul lunii februarie să se ia o hotărâre abruptă în condițiile în care se știa de la începutul anului trecut că un contract cu parking nu poate fi prelungit. În condițiile în care noi am atras atenția și suntem publicația care am spus acest lucru, că cei de la parking acționau contra unei hotărâri a Consiliului Local, deci contra unei legi locale, încasând bani de la cetățeni peste data de 28 februarie 2022. Sunt oameni care au contracte până la sfârșitul anului, până la începutul anului viitor, bani încasați de parking și e foarte interesant să vedem ce anume se întâmplă cu acești bani. De asemenea, trebuie să ne punem o întrebare. Cine sunt vinovații care răspund de faptul că nu s-a luat o hotărâre privind parkingul din timp? Nu se facă lucrurile așa pe repede înainte. Din câte știm noi, la parking există Consiliul de Administrație, la parking există niște agamani care trebuiau să atragă atenția executivului, dar în primărie există oficiul juridic care știe când se termină un contract și cu cât timp înainte trebuie să acționez pentru a pune ceva în loc. Există cei care urmăresc contractele, există viceprimari care răspund de zona respectivă, pe diferite societăți. Există secretar general al Consiliului Local, care este și el parte din echipă și răspunzător. Deci, astăzi, cred că ar trebui aceste lucruri spuse direct. Cine este răspunzător de situația aceasta? Pentru că se poate ajunge la un... să vă spun eu, la o nemulțumire totală a populației, pe de o parte pentru că prețurile vor crește, pe de altă parte pentru că vor fi de făcut tot felul de documente, hârtii, chiar și pentru cei care au contracte. Dacă lucrurile s-ar fi făcut din timp, dacă angajații de la parking ar fi fost transformați într-un serviciu al primăriei, parkingul urmând să vadă ce mai face, că e o societate comercială pe acțiuni în care sunt și acționari persoane fizice sau juridice, altele decât primăria, reținând lucrul acesta. Deci, dacă se făcea un serviciu, ăia știau despre ce aveau de făcut și în timp se reorganiza totul fără mare bătaie de cap. Așa va fi un haloimăs care, după părerea mea, va fi destul de delicat de gestionat. Alte probleme care trebuie discutate, după părerea noastră, în conferința de presă de astăzi, se referă la alte două proiecte de hotărâre care țin de fondul locativ și de administrarea mall-ului, care în momentul acesta sunt în sarcina locativ serv. Când spunem fondul locativ, probabil cei din primărie știu, noi încă nu știm foarte clar dacă se referă la toate locuințele care țin de primăria Piatra Neamț sau o parte dintre ele vor rămâne la locativ, o societate despre care s-a spus foarte mult că va fi și ea desființată. Un alt subiect care nu poate fi ocolit astăzi se referă la CMI urban. Ce se întâmplă cu CMI urban? Cine ne poate lămuri exact care este stadiul în acest moment referitor la această societate, care și ea, teoretic, ar trebui să dispară, pentru că am înțeles că spațiile verzi vor merge la Salubritas, vor fi securizate la Salubritas, care acum va avea motive să intervină pe spațiul verde și în afara chestiunii cu răhățelul de la animale, adică chiar să se ocupe de spațiul verde.
iar piețele vor fi preluate în administrare directă de către primărie. Deci, trei lucruri importante vor ajunge la primărie. Piețe, fondul locativ și partea de parcări. Ceea ce probabil că ar însemna ca undeva să se facă un birou mare, mare, nu la primărie, că nu este unde, pentru relații cu publicul. O zonă mare în care va fi probabil foarte mult public până când va funcționa celebra digitalizare în adevărata, la adevărata ei valoare. Sunt multe alte lucruri de discutat apropo de ședința Consiliului Local și conferința de presă de astăzi, în măsura în care putem, le vom adresa aceste întrebări, că sunt și alți colegi de presă care vor pune întrebări, să nu omitem că și la Consiliul Județean este o ședință de Consiliu ordinară și sunt câteva proiecte extrem de interesante. Să spunem doar că în ședința asta apar 700.000 de lei care sunt alocați pentru organizații non-guvernamentale. O sumă frumoasă, adică 7 miliarde de lei vechi. O sumă frumoasă, nu știu dacă e suficientă la nivelul județului, dar să remarcăm cum este împărțită ea. Este împărțită în două. 200.000 de lei pentru proiecte sociale și 500.000 de lei pentru proiecte sportive. Cultura, niema. Deci, proiecte culturale, dacă nu mă înșel, de 2 sau de 3 ani, nu mai există la nivelul Consiliului Județean pentru organizații non-guvernamentale. De ce? Nu știm, probabil că ele nu trebuie finanțate de la județ, neavând în viziunea celor de acolo, probabil, organizații non-guvernamentale care să merite acest lucru, chiar dacă județul Neamț se poate lăuda cu multe lucruri de valoare în domeniul culturii și altele decât, de exemplu, Ion Creangă, care merită toată admirația și toate investițiile care se doresc a fi făcute acolo în ținutul lui Creangă. Mai sunt și alte proiecte interesante. Unul dintre ele ține de un fel de anecdotică administrativă. De exemplu, acum 15 ani se încheiau două contracte la nivelul Consiliului Județean. Era președinte, dacă nu mă înșel, Vlad Marcoci, după Dan Vasile Constantin. Se încheiau două contracte concesiune pentru două terenuri. Unul, acum unde, care aparține acum de concesionat de către Trolei Buzu, societatea Consiliului Județean, și al doilea, concesionat de o societate, Nefromed Dialysis Center SRL, în interiorul, în curtea actualului Spital Județean de Urgență. Acea firmă a făcut un centru de dializă și se angaja prin contract să construiască un bloc operator. Celebru bloc operator care nu este nici acum gata, pentru că incompetența, incoerența și prostia de la nivelul Consiliului Județean și al celor care au condus spitalul au făcut să se întâmple lucrurile total aiurea. Ei bine, de ce am amintit de aceste două contracte? Pentru că la vremea respectivă ambele contracte nu aveau prevăzut o clauză care de obicei există în fiecare contract. Adică, dacă nu plătești la timp obligația contractuală, deci aici suma pentru concesiune, se aplică o penalizare. Ei bine, în aceste două contracte, din graba de a le face, probabil, și atunci probabil că nu era domnul Vișan încă în Consiliul Județean, erau alți juriști, a uitat această clauză și acum Ionel Arsene vine și îl corectează pe Vlad Marcoci, propunând
modificarea acestor lucruri. Sunt multe alte proiecte despre care ar trebui discutat, dar astăzi, spunem așa, când armele trag, facem emisiune un pic mai scurtă ca să urmărim ce se întâmplă în jurul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc cele bune de aici, de la Mesagerul de Neam și Știri din Neamț. Am fost în direct pentru dumneavoastră.